Salutare tuturor! Am hotărât să fac o serie de filmulețe referitoare la mentenanța autorulotelor sau a rulotelor în această perioadă și nu numai. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele daune provocate prin însușirea incorrectă a acestui material. Având în vedere că nu am mai ieșit de ceva timp, vă recomand să puneți un redresor automat cu funcție de protecție a calculatoarelor sau electronicelor auto, în special pe acumulatorul destinat pornirii autorulotei, dar și pe cel destinat zonei de relaxare. Fiți atenți să respectați polaritatea corectă la conectarea redresorului, plus la plus și minus la minus. Acest lucru este absolut necesar pentru cei ce nu aveți autorulota sau rulota dotată cu sistem fotovoltaic de încărcare a acumulatorului din zona de relaxare, dar și pentru cei care aveți sistem fotovoltaic, dar țineți autorulota într-un garaj sau acoperită cu o husă de protecție. Chiar dacă nu sunt folosiți, acumulatorii se descarcă și se vor distruge iremediabil dacă sunt lăsați descărcați o perioadă de timp îndelungată. Dacă nu aveți un redresor cu funcție de protecție, puteți folosi și unul fără această funcție, dar vă recomand să deconectați acumulatorul de la instalația autorulotei înainte de a conecta redresorul. Deconectați întotdeauna borna negativă prima, apoi pe cea pozitivă. Când conectați acumulatorul, procedați invers. Conectați borna pozitivă prima, apoi borna negativă. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele daune provocate. Totodată, verificați starea de strângere a clemelor pe bornele acumulatorilor și lipsa oxizilor. Vă recomand să ungeți cu un strat subțire de vaselină atât bornele, cât și conectorii electrici de pe borne. Să trecem la frigider și la sistemul de încălzire. Pentru a evita eventualele neplăceri în perioada următoare, recomand să porniți frigiderul și sistemul de încălzire și să le lăsați să funcționeze măcar o oră. Astfel veți menține regulatorul de presiune activ și diuzele de ardere cu coșurile de evacuare a gazelor arse curate. Autorulota noastră este dotată cu o centrală termică ce ne furnizează atât căldura ambientală cât și apa caldă menajeră. Dacă aveți un sistem separat de încălzire a apei calde menajere pe gaz, vă recomand să-l porniți și pe acesta pentru câteva minute. Aveți grijă să urmați toți pașii recomandați de producător. În cazul nostru, putem porni centrala fără să umplem boilerul cu apă. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventuale daune provocate instalației. Să trecem și la pompele de apă. Componente foarte importante pentru funcționarea sistemelor de igienă și confort, acestea pot oxida și rotoarele rămân blocate. Personal, eu le pornesc în gol timp de 3-4 secunde, o dată pe lună. Atenție! Nu le mențineți pornite mai mult de 10-15 secunde în gol, deoarece le veți deteriora iremediabil. O altă componentă importantă este sistemul de suspensie al autorulotei. Dacă nu o mișcați mult timp, vă recomand să mențineți active sistemele de calare ale acesteia, pentru a nu deteriora anvelopele, rulmenții, dar și alte componente ale sistemului de suspensie. În cazul nostru nu este necesar acest lucru, deoarece o folosim în locul autoturismului o dată pe lună. Ne vedem curând cu alte filmulețe despre mentenanța autorulotei sau a rulotei. Rămâneți sănătoși! Stați acasă! La revedere!